Universitatea Politehnică Timișoara sărbătorește 100 de ani de la absolvirea primei generații de ingineri din Timișoara. Peste 140.000 de absolvenți au dus prestigiul Politehnicii peste tot în țară și lume. Astfel, conducerea celei mai vechi instituții de învățământ superior din Timișoara a oferit promoției 2024, o ceremonie de neuitat. În debutul ceremoniei, după intonarea imnului academic al UPT, rectorul Universității Politehnica Timișoara, Florin Drăgan, a amintit că în acest an aniversăm, după cum bine știți, 100 de ani de la primul absolvent din vestul României, în 1924. În ceea ce privește viitorul, nu vă pot spune ce vă va rezerva, dar din moment ce ați ajuns aici, v-ați dovedit ambiția, ați învățat în Timișoara, un oraș al toleranței. Aveți 100 de generații în spate, dar voi puteți deveni una de referință pentru următoarea 100. De asemenea, pe scenă au urcat reprezentanții celor 10 facultăți ale UPT, care au mulțumit profesorilor care i-au ghidat, dar și părinților care i-au susținut mereu. Politehnica Timișoara a păstrat tradiția instituită în urmă cu câțiva ani. Recompensarea studenților excepționali care au obținut media 10 pe tot parcursul studiilor de licență. Un foc deosebit de artificii a încununat ceremonia de absolvire 2024, dar și întreaga perioada studenției.